reprezentanții de la Bolograd, profesori și vice, în frunte cu liceul de la Baia de Tern, cu doamnele profesoare, da, doamnele profesoare care se știu, în frunte cu Alimpeștii, școala de Alimpeștii, în frunte cu doamna directoare și profesoară, și bineînțeles, de la Bumbești Pițic, în care reprezentant din partea primăriei Doru Săpun, și, bineînțeles, copiii care dumneavoastră sunteți produsul școlilor respective, care v-a ales dintre cei mai buni, din cei mai buni. Trebuie să vă mulțumesc pentru că ați venit. Pentru început, aș vrea să vă aduc la cunoștință. Acest festival se făcea toamna. Din cauza că la Baia de Tern, în septembrie, este coborâtul oilor și ca să nu fim împreună cu festivalul nostru și coborâtul oilor, atunci am hotărât să facem acest festival în această primăvară, că vară, de fapt, cu care este ediția 3. Vreau să ținem tradiția în continuare, în fiecare an, pentru că la noi se fac mai multe acțiuni, tabără de pictură, tabără de literatură a poeților români și porgeni, care întotdeauna, care vin din afară, au o săptămână la dispoziție, cu cazare de gratis, la noi, în cadrul muzeului. Și bineînțeles că pictorii ne-a lăsat întotdeauna lucrările de pictură în care e o valoare pentru muzeul nostru și pentru Comuna Baia de Tern, pentru județul nostru, de fapt. Poeții orjeni, mai ales, și poeții țării românești, și mai mult, în ultimul timp, o serie întreagă de poeți și din alte țări care ne-au vizitat și au lăsat manuscrisele lor, telefoanele și au cerut să-i chemăm, să putem să discutăm și să mai stea și la noi să poposească în cadrul muzeului nostru. Din cauza aceasta, muzeul este muzeul etnografic și casa artelor și care poartă numele. La parter este muzeul, la etaj este casa artelor, în care avem camera poeților, camera pictorilor și sala de consiliu care se poate să stăm de vorbă sau să-și facă o serie întreagă de lucrări, să desfășoare o serie întreagă de lucrări în cadrul muzeului nostru. Acest muzeu este produsul a județului, al Comunei Baia de Tern, împreună cu primarul de la Baia de Tern, Turbăceanu, care atunci când am spus că vrem să facem un muzeu, a fost alături de mine, chiar a venit și mi-a dat o serie întreagă de indicații cum să-l amplasăm, ce să facem ca să fie bine. Și de atunci acțiunile noastre în Baia de Tern a crescut. A crescut împreună cu noi, cu dumneavoastră, cu copiii, cu profesorii din zona respectivă care sunt alături de mine și eu alături de dânsii. Consider că putem să ridicăm cultura românească prin acest complex cultural și, după cum știți, anii trecuți am avut artiști din Republica sau din Iugoslavia, din Republica Moldova, care au venit, s-au cântat, s-au dat spectacol, care de fapt a venit pentru prietenie. Vă rog să mă credeți, cel din Sârția a stat foarte frumos, echivalentul Tudor Gheorghe din Oltenia. A cântat și în românește și în o parte dintre dumneavoastră care știți, a văzut pe viu acest lucru. Iată că suntem la ediția a treia, consider că pentru ediția a patra, în colaborare cu Căminul Cultural din Baia de Tern, cu Bolograd, cu Alimpeștii, cu
profesorii din Baia de Fier și din Polovraj, comunele de vecine. În parte bună a ajutat și liceul din Alomaci, trebuie să nu-l amintim și pe liceul Alomaci. La timp, bacalaureatul, inclusiv mai departe, acum n-am putut să participez, cu sufletul, cu gândul, iar în rând. Ce să vă mai spun? Decât că să dăm cuvântul domnului vicepreședinte, care, după cum știți, că a fost directorul până la Feric, la liceul Ecaterina Vesnică din Târgu Jiu, deci este profesor, este un istoric desăvârșit, un om deosebit, care a fost întotdeauna la multe acțiuni care a fost eu vă dau. Mulțumesc frumos! Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră, cu profesorii și prietenii, aceasta în primul rând, cu domnul profesor Băiecu, am scris eu acolo la Muzeul Patriarh al statului de Gămânesc, pentru că dumnealui vrea să vă readucă în atenție tradițiile și obiceiurile locale foarte frumoase și dumneavoastră în această parte a Gorjului, unice, am putea spune așa. Lucru care mă face pe mine să cred că dumneavoastră, toți ceilalți din această zonă, aveți ce învățat de la domnul profesor Menescu. Pentru că dumnealui, într-un mod absolut dezinteresant, își pune, să spunem, averea la bătaie pentru cultura locală și pentru susținerea celor care fac artă și cultură. Sunt gesturi nobile care au așa, dacă vreți, o tentă de realitate în țara noastră, în limba de noastră. Această generozitate pusă în slujba meleagului natal, domnia sa are o vorbă și nu sunt de acord cu dânsul, este mai cunoscut în altă parte decât acasă. Această generozitate față de meleagul natal nu ne face decât să ne îndreptăm către Domnului gânduri frumoase de reconștiință. Ceea ce se întreprinde aici la Baia de Fier vine ca o încununare la ceea ce a dăruit Dumnezeu și omul acestui spațiu. Spun Dumnezeu pentru că orice s-ar spune, Baia de Fier ocupă în cronologia istorică, totuși numărul 1, cele mai vechi descoperiri din această parte a Oltenii sunt de la Baia de Fier. Sigur, la Vâlcea, Bujureștiu, este o altă poveste, dar cele mai vechi descoperiri sunt aici. Adăugam eu și ceea ce a făcut omul. Faptul că sunteți proprietari sau co-proprietari la o zonă turistică de mare valoare la drumul Regelui, Transalpina, de asemenea, mă face să cred că această combinație fericită între istorie și turism poate să aducă beneficii acestui spațiu. Sigur că aici locul și rolul comunității locale, a comunității județene, este foarte mare. De ce? Pentru că fără o infrastructură adecvată, punerea în valoare a istoriei, a tradițiilor, a turismului, nu se poate face. Și dacă vreți la infrastructură, intră și pensiunile, intră și restaurantele și hotelurile. Firește, înainte de toate drumurile, unde avem un rol important. Și iată că revin, domnul profesor Megu contribuie într-o manieră dezinteresată la dezvoltarea acestei infrastructuri și este absolut lăudat în ceea ce face domnul. Acest festival
lucrat așa cu, mie îmi place să spun, într-o intimitate locală, pentru că dumneavoastră sunteți aici câteva localități care vă dați mâna la asemenea evenimente. Acest festival nu trebuie să se piardă, ci trebuie dezvoltat. Și vă rog să transmiteți mesajul meu, este aici domnul primar, dar sunt și ceilalți reprezentanți ai localităților din jur, primarilor, edililor, celorlalte localități, trebuie să meargă mai departe și să se dezvolte. Spuneam cu altă ocazie, noi nu trebuie să intrăm în Europa dezbrăcați de ale noastre și să ne trezim acolo într-un cu un statut periferic. Noi trebuie să mergem bogați acolo. Și dacă nu avem până în clipa de față bogăția economică pe care ne-am dorit-o, avem această bogăție spirituală pe care nimeni nu ne-o poate lua dacă nu știm să o păstrăm. Iată motive pentru care